Școala gimnazială are 216 elevi, număr în care sunt incluși și cei de la grădiniță. Din ianuarie, unitatea de învățământ a fost preluată de o tânără directoare care și-a propus să demonstreze că și la sat se poate face școală la fel de bine ca la oraș. Și se pare că și reușește. A câștigat atenția și încrederea copiilor, care abia așteaptă să ajungă la cursuri. E îmbrățișarea de dimineață. Încă de când a câștigat prin concurs postul de director al școlii, Mirabela Loșniță a avut o singură prioritate, să încerce să reducă la zero abandonul școlar. Povestea ca și director. Ca și director a început în 2019, când am fost detașată ca director la școală și am început să fac diferite activități astfel încât să îi motivez pe elevi să vină la școala de plăcere și să vadă că pe lângă învățare și un act educațional de calitate. Noi îi ajutăm. Chiar și noi, cadrele, ne implicăm cu tot ceea ce putem. Începând de la un pachetel până la un caiet sau rechizite sau orice altceva. Toți copiii sunt priviți în același mod. Încercăm să le arătăm că munca de grup și iubirea face mai mult decât orice altceva. Familia Muntanu este dovada clară că atunci când vrei, poți. Profesoara a reușit să-i convingă pe părinți să-și lase fica la școală și face demersuri să-i convingă să ofere aceeași șansă și fiului lor mai mare. Este clasa 5-a, doar că a avut câteva probleme, câteva dificultăți și a rămas în urmă cu învățătura. E marea provocare pentru mine. Dacă nu vrea să aducă și asta, sunt ce-ți mă duc cu este niciodată. Asta e nevoie să mă duc cu singur. Eu să mă duc să cântă cu Liviu, dar nu vreau să. Profesoara îi vizitează constant pe copii acasă. Atunci când unii lipsesc, încearcă să-i găsească și apelează chiar și la rețelele de socializare pentru a lua legătura cu ei. Este greu, pentru că abandonul trebuie menținut la zero. Și este dificil. Noi mergem, îi ajutăm, dar sunt foarte, foarte mulți factori care intervin și atunci copilul poate lipsi. Am mers din casă în casă și inclusiv am căutat elevii pe Instagram. Nu am reușit să-i găsim fizic și atunci singura modalitate a fost să caut eleva pe Instagram pentru că știam că acolo sunt, copiii sunt pe Instagram. Și am reușit. A venit la școală, a doua zi a fost la școală, dar astăzi lipsește. De exemplu. Dar este greu să-i menținem. Profesoara se laudă că a reușit să reducă abandonul școlar aproape de zero, dar și cu dotările pe care le are școala. Elevii învață cu ajutorul videoproiectoarelor și al tablelor inteligente. Au căldură în fiecare clasă și sistem de supraveghere video tot timpul. Ultimii 2 ani am avut preocupări pentru digitalizarea școlii și datorită fondurilor care au fost alocate, fiecare clasă are tablă inteligentă, avem videoproiectoare, am îmbunătățit și acoperirea Wi-Fi pentru clase, astfel. Ce mai e nevoie aici la SIM? Multe. În primul rând vreau să realizăm o bibliotecă a școlii. Sunt copii deștepți, sunt copii în schimb cu nevoi speciale, materiale, mă refer, că nu au probleme de sănătate, Doamne ferește, dar nevoi materiale sunt și atunci noi încercăm să-i ajutăm și mie mi se pare că fac o treabă bună aici și mă simt împlinită pentru că ajut. La nivel național, Ministerul Educației a lansat și Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, finanțat prin PNRR. Acesta urmărește creșterea participării la educația elevilor din unitățile de învățământ. Cel puțin 2500 de școli și licee vor fi sprijinite cu până la 200.000 de euro. Din listă fac parte și peste 40 de unități de învățământ din județul Constanța.